Salut tuturor, noi este Andrex și bine v-am regăsit la un episod de acest canal. Astăzi am jucat GTA 4 Wanta România Roleplay, să aveți IP-ul, serverul și Discord-ul în descriere. Deci da, sper să vă placă, nu uitați să dați pe butonul de like, să dați un share, să vă abonați că motivează să continui. Deja, hai să începem. După cum vedeți, suntem aici cu Bulion. Am venit aici în față la fleca centrală, hai să mergem să băgăm aici la luptă. Poate câștigăm și noi ceva, zic și eu. Am câștigat 100 de lei, fain rău. Otole, ia uite ce mașină frumoasă am eu acolo. Otole, ia. Bun, hai să vedem. Ce facem astăzi? Opa, am tras ca unul că-i jale mare, bă, băieți. Otole, ia. E un pic murdară mașina asta, hai să mergem să o spălăm. Așa. Bă, cine e aia, mă? Aia nu-i Larisa. Ia stai așa. Mă, mă duc la aia, dar mi-e rușine. Mi-e rușine sau mă duc la Larisa? Hai să mergem. Mă, dar mi-e rușine. Salut, Larisa! Sper că nu te-a supărat pe mine ce s-a întâmplat ieri, nu? Nu, m-ai salvat. Te-am salvat, un gentleman de ăla. Da, ești. Eu acum mă chinui să fiu un băiat, așa, încerc să învăț engleza, să învăț cuvintele, că eu sunt mai de la țară, așa. Devii mai deștept, da? Da. Vrei să vii cu mine că trebuie să mă duc să spăl mașina și na. Mergem la un restaurant ceva după, da. Hai cu mine mașină. Ba, m-am luat-o pe Larisa. Am luat-o pe Larisa, băieții. Stai așa un pic. Șață. Las că am permis, fata mea. Hai că am permis dacă e. Un Audi, că sper că îți place Audi, nu că ești fițasul ca de-alea. Erai cu Dacia. Să nu-ți fie frică de mine că eu n-am permis. Ai, taci. Ne ziua, doamnă poliție, zi plăcută să aveți în continuare. Mergeam mult jos, mă, pentru că n-are cum să te aud. Aulă, da, chiar vă. Da, nu, zi plăcută în continuare să aveți. Ce-i domnul? Bine, oameni. Ăsta ne trage pe dreapta, bă? Da. Să vedem dacă ne urmărește. Aolo. Ne-a luat poliția, băiți. Stai așa să deschid geam. Gata, domnule, bună ziua. Bună ziua. Adică bună seara. Puteți să vă plecați că nu vă văd. Da, așa, domnule, da. Da, vă văd. Agentul cine studiu la mașină, știți de ce v-am oprit? Știu, domnule, că am LED-uri de alea sub mașină, este? Exact. Domnule, hai să vă explic. Deci mașina asta am primit-o de la un prieten, da? Deci, da. Am primit-o cadou, că eu sunt mai de la țară și mai multe chestii de-astea. Și mi-a dat cadou mașina asta, a zis că niște LED-uri așa sub mașină, dar să nu fac probleme. Acum, nu știu. Ok, aș dori un buletin, dacă se poate. Mamă, stai să văd. Larisa, o caut acolo, în sertarul ăla, din fața ta, nu știu ce e ăla. Da. Așa, ia uitați-l aici, domnul. Trebuie să mă dau jos, să-mi seamă. Dă-te jos. Larisa, dă-te jos. Gata. Ușor la ușă, că e Audi. Poftim, domn polițist. Bulion. Da, în persoană. Bun. Armand, domnul, se zice, da. Am dorit și eu asigurare la mașină. Mamă, stai să caut aici în sertarul ăsta din față. Asta este. Să știu că dacă asta este. Da, este, asta este. Și aș vrea și un permis. Mamă, băieți. Mamă, stai să caut aici prin torpedo. Bă, băi, dar aici am un permis fals. Ia să-l dăm. Ia-o totul, domnule. Da, văd că ai toate actele în regulă.
Domnule, hai, domnule, că și eu am arătat de la țară, că... Hai, o domnule! Să mă duc în mașină să văd. Urcă tu, Larisa, urcă. Hai, domnule, nu da amendă. Și ce arcă n-ai permis? Păi nu știu, am găsit unul sertarul ăla pe moca. Era, cred că, falsificat de alea. L-au pus, be. Ne-au luat garda, aia e. Ne-a luat poliția, bă. Bă, sper că nu-i amendă usturătoare, doamne, că nu mai am ce să mănânc o lună de zile. A, deci n-ai mâncare? Ne, n-am mâncare, Larisa, eu stau la vilă, n-auzi. Vila-i mai bine ca mașina? Bă, poate vrei să te bat aici, de față de polițistul ăsta. Da, ce acum, că vine polițistul. Ce face polițistul ăsta, mă, se reîntoarce? Iată-l pe ăsta dezbrăcat. Hai că e dezbrăcat, e mai eu. Ok. Hai, domnule, nu mă iertați. Scriu amendă. Nu mă iertați. Acordați-o, domnișoare, că ea vrea. Amenda pentru neoane este în valoare de 2500 de lei. Vă permiteți? Da, să verific portofelul acum. Așa să vedem. Am, domnule, văd că aici cam vreo 10 bucăți de 500 acum mai multe. Ți-am zis, Larisa, că-s bogat, nu mai crezi? Nea. Mi-a tot un băiat, un prieten bun. N-am eu bani să o cumpăr, Larisa, ești nebună. Asta ziceai că ai bani. Tașu! Vai de capul meu! Uitați cum... N-o să mai am eu 2500 de dolari din cauza unui polițist. Gaură, domnule. Gata, domnule, îmi pare rău mie, da? La revedere, domnule, pot să plec? Două secunde să vă dau documentele înapoi și amenda. Desigur, gata, le-am luat. Așa, domnule. Vă ruga să le scoateți mai repede. O să le scot, domnule, promit! Ok, o zi bună. La fel, la revedere. Da-te bă și tu, meme, carul să mi-l bei. Va trebui să-l lesco, Larisa. Dar nu știam că sunt ilegale astea. E dor de Crăciun. Exact. Hai să spăl. Cum așa? Mă duc să scot neonul la Larisa, că dacă mă mai prind o dată garda, e jale, mare. E rupere. E rupere de bani. N-am făcut nimic ziua asta, că pac, m-a luat poliția. Hai face bebe. Bă, ți-ți place de bebe și nu știu cum să-l spui, a? Știu? S-a activat Skyfall-ul, bă. A, bă, nu. Ți-ți place de bebe și nu știi cum să-mi zici, a? Nu mai nebunii. Că de ieri nu l-ai mai văzut, las că vă știu eu femeile astea. Scurios, poate plănește să mă atace, nu știu, trebuie să mă apăsă. Mamă, Larisa, ce vrei să fac acum? Vrei, unde vrei să duc? Ai zis că mă duci la restaurant. Hai că te duc la restaurant. Știați, mai sunteți asta de în ziua de azi, bă? Cerești o fată, n-ar trebui să zici asta. E, cu ce arăți că... Bă, da, te bai din mijlocul drumului. Doamne! Toți bolovanii în mijlocul drumului. Toți bombarăi, fete. Iar m-a luat poliția. Uite, ala vreți. Ai scos neoanele acum, nimeni. Hai, că bag aici în parcare. O bag aici. Opa, și că hai, Larisa. Deschid ușa. Oh, tu l-ai, doamne, că trebuie la țară la mine din căruță. Hai! Hai de capul meu. Foarte drăguț. Da, foarte drăguț. Hai,
capul o femeie de la oraș. Vai, leu, cred că am luat un geam după mine, de ce mă întrebi? Și eu. Pentru că l-am furat așa, de deman. L-am furat. Hai, bă, mai repede! Mamă, uite că și ăsta l-ai furat, cred, din de deman. Mamă, hai să vedem. Nazua! Ia uite o bere, ia cu ea, ia o bere asta, băi, băiatule, bă. Ia o bere, chiar dacă sunt cu volanul, cu astea, vrom, vrom! Tu nu bei că conduci, înțeles? Da, bă, că nu se întâmplă nimic. Eu doar o bere este. Ură de bere, o iau pe jos. Hai, noroc! Hai, la rușu! Pune rău berea asta, băi, băiatule, bă. Am luat și geamul ăsta după mine, a venit hacker, băiții. Păi Andrei, mă, trebuie să plec, mă, Andrei, treabă tu ca șef, n-am probleme. Haide, bă, că te aduc eu acasă, fă. Nu, trebuie să plec, trebuie să fac și o plângere la poliție. Haide, bă. Andrei, hai că te las. Bine, pa, să nu ne mai întâlnim, lasă că te știu eu că vai că te-am... N-ai dat banii pe benzină, resimțit-o, hu! Bine, bine, da. Ne, hu! Ia uite, bă, femeile din ziua de azi nu mai dau banii pe benzină, bă, sau pe ăsta. Bă, bemea, scarul de femei. Mai ales Larisa asta. Eha, că nu mă duc acasă acum. Sau dorm în mașină, una din două. Cred că dorm în mașină, fie antere, știu eu unde să dorm. Uite aici, îmi dăm cu spatele. Că aici nu mă găsește pe mine nimeni. Uam! Uite aici. Aici nici naiba nu mă găsește, băi băiatule. Bă. Parchez aici mașină și aia e. Deschide motorul. Și ne culcăm în parcare, pe cum să nu? Bă, carul de motor urât că nu pot să mă culc aici, ești nemul la cap. Așa. Bă, băieți, cam acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share, să vă abonați că motivează să continui. Eu am fost Andrei și ne vedem într-un următor episod. Pa!